Sunt onorat și mândru pentru că astăzi suntem în număr mare deocamdată, dar programul nostru l-ați vizualizat pe rețele de socializare, începând cu unul fără un sfert, au venit cei care sunt în fața mea aici, plugușorul din satul Cucuieți, cum vin de obicei, cu boii, care sunt destui de rari în localitățile din România, să spunem așa. Cetățenii din satul Cucuieți, mai bine zis, din Valea Codrului, ei nu au uitat niciodată că trebuie să vină cu plugușorul și să aducă datele și obiceiul moșilor și strămoșilor noștri, mai bine zis, înaintașii noștri. După ei, în program, urmează dansul măștilor, condus de familia Gâtu, care dumnealor sunt cadre didactice aici în localitatea noastră, în satul Cucuieți, împreună cu cetățenii din satul Cucuieți, vor prezenta dansul măștilor, pe care o să-l vedeți destul de frumos. După care urmează ceata urșilor din satul Cucuieți, urmată de ceata urșilor din satul Larga, apoi seaca și penultimele și ultimele sunt ceata din satul Dofteana și Hăgheac. O să vă prezint un pic mai târziu și surpriza pe care am pregătit-o noi astăzi pentru dumneavoastră. Marea majoritate poate o știți, dar astăzi o să vă convingeți pe viu. O să ridicăm aici pe un podium pe cineva care ați văzut, dar nu ați văzut pe viu. Cuieți? Ușa mamii de Cuieți. Câți ani ai? 15. Măritată? Nu. Cui dau microfonul? Ala-i deja. Haideți să-i primim cu un rând de aplauze, pentru că oricum n-avem cum să le răsplătim fiecare dintre noi efortul de a ne ura cu covrici. De asta se ocupă primăria. Hai, succes! Bună ziua, gazdă bună! Noi ne-am pregătit o lună să venim să colindăm și multe să vă urăm. Deschideți porțile largi, căci noi copilași și dragi vă dorim să avem toate holdele îmbelșugate, masa plină de bucate și copile minunate, băieți buni și sănătoși și la minte luminoși. Să aveți bucurii! Hai, căzduță, nu mai fi, că e gel cumplit afară, mânuțele ne înghețară, pe zurgălăi de aramă și treștuța de la mama, să nu ieși cu mâna goală. Pune colăcei în poală, mere, nuși și cozonaci, rumen cu fost cu mult mac, să trăiți, să înfloriți și frumos să îmbătrâniți, iar la anul când venim, tot voi o să vă găsim. Să aveți lemnate la mulți ani cu sănătate. Mânați, măi! Aho, aho, gazde cu stare, stați ascunși, ori mi se pare. Hai ieșiți o leacă afară, să vă dau o veste iară, că am scăpat de pandemie, dar cum, numai Domnul știe. Astăzi nu ne mai testăm și nici măști nu mai purtăm. Nu mai stăm închiși în casă, ne așezăm cât vrem la masă, jucăm, stăm și față în față, ne pupăm, ne luăm în brață, bem rachiu, ca ista-i leacu, și nu avem nici pe dracu. Mânați mai flăcăi frumoși, că aveți flământ sănătoși! Oameni dragi, buni și cuminți, de guvern, voi ce mai știți? Dar de cei din parlament s-au iuțit, s-au merg tot lent. Ce lege-o mai scos senatul? Ori și-au luat cu ei și patul, ca să doarmă cât mai bine, că doar buzunarul-i ține. Cine-o mai demisionat și cât s-o mai plagiat? C-au toți zeci de doctorate, dar trei sferturi plagiate. Promit multe, fac puține și scumpesc prețul la pâine, la carne și la benzină și la gaz și la lumină. Ne bate vântul prin oale, ei vor pensii speciale și diurnele mărite la prânz spre pelițe fripte. Că așa-i când te-ai prins de os, taci și te apuci de roz. De te-ai arde și cu focul, n-ai lăsa la altul locul. Mânați, măi! Doar memânța pe aragaz. Nu gătesc, nu fac nimic, mănânc supă doar la fric.
Cu apă rece și pe smet, nu am gaz, n-am nici curent. Cu ajuns un kilovat, cât un gram de aur curat. Pentru un metru cub de gaz, trebuie să vând un cal breaz. Centrala de apă caldă am pus-o să stea în ladă. Și spăl rufe și fac baie la vecinul Nicolae, care are eoliană și vin bun în damigeană. Îi bărbat tare simpatic și bogat, dar și romantic. De mai taie și un purcel, cred că am să iernesc la el. Îi fac lui o bucurie și mie o economie. Și amuns auzim de bine, eu de voi și voi de mine. C-am urat la preț redus, de la 10 lei în sus. Cu rachiu să nu ne luați, că nu suntem învățați. Răcituri și usturoi, sunteți fete ori flăcăi. Ia sunați din zurgălăi și strigați cu toții, hăi! Doamne iubită gazdă, am venit la dumneavoastră să ascultați urarea noastră, că nu ne-am văzut de un an, v-ați tras geamuri termopan și betoane prin ogradă, n-avem unde trage o brazdă, n-avem unde face treaba, dar la geamuri lăm degeaba. Poate n-auziți nimic, că noi înghețem de fric, la urei cu zurgalăi, mânați plugul măi flăcăi. Pleca ca să urăm, la case se colindăm, pe la gospodari prin sat, așa cum era odată, dar acum din tot satul au rămas doar 3 sau 4. Restul îți vai de capul lor, că așa-i mai frățioare pe la noi, unii trag ca niște boi. La urei cu zurgalăi, mânați plugul măi, flăcăi! L-am plecat la arașii semănat, nu vorbim doar vorbăi goale de șosele, de canale, ni nu dăm la lume sfat, pune gaz de masă mare, azi e zi de sărbătoare, boldele cu toate bune, să ne bucurăm de pâine, adunați-vă flăcăi de prin munți și de prin văi și strigați cu tăhăi, mânază! Avem boi cu stele în frunte, cum e pe la noi la munte, iar plugul de argint, cum nu-i altul pe pământ. Și jucăm boii la car, să cărăm greu un hambar, pluieles de busuioc, să vă aducă mult noroc, la găsalvă clopăței, încoroată măi flăcăi! Doamne binecuvintează casa care se urează, plugușorul-i tras de boi, plugușor mâna de noi. Tragem brazda azi la voi, sus pe cer ce strălucește, o stea mare ce vestește, că se curmă de acum al nevoilor greu drum. Asta-i steaua românească, stea de spor, stea de bine în viitor. Bă, Doamne, să lucească steaua noastră românească și să stea tot între noi, să nu mai avem griji și nevoi. Roată mare, măi flăcăi, să răsunim un și în voi. De ura mai ura, dar ne-o frică cum se era, pe la curtea dumneavoastră, departe de casa noastră. Și noi suntem ititei și ne mușcă câinii răi. Dacă azi ne-am întâlnit, trebuie să-i mulțumim. Conducere locale, în frunte cu domn primar și Consiliul Local, pentru buna găzduire la această întâlnire. Oameni vrenici, nu șomeri, sunt domnii consilieri. Ei bugetul la probă, chiar de n-au tocă nejobă. Împreună toți lucrează și bine colaborează. Nu se ceartă permanent cum fac alții în Parlament. Le dorim zile serine să poată să facă bine, să găsească peste ani înțelegere și bani. Banii n-adu fericirea, dar liniștește omenirea. La urei cu zurgalăi, încoroate măi flăcăi! De acum noi ne oprim și mult bine vă dorim. Mult bine și sănătate, Dumnezeu grijă-vă foarte. Să nu duceți dor de bani, la anul și la mulți ani. Suioc verde pe masă, rămâi gazdă sănătoasă. Noi plecăm la altă casă și la anul când venim, tot sănătoși să vă găsim. Mânați plugul, măi, flăcăi, să s-audă munți în voi.
cucuieți, să trăiți, băieți, și la anul când veniți, tot așa să regăsiți ordinar. Felicitări pentru ținută, felicitări pentru prezență. Bună ziua și bine ne-am reîntâlnit! Ansamblul folcloric dat din Trotușene din Comuna Dofteana vă urează tuturor un sincer la mulți ani. Sănătate cât cuprinde și toate împlinirile pe care vi le doriți. Vreau să vă spun că suntem foarte mândri că astăzi ne aflăm în fața dumneavoastră. Mulțumim Consiliului Local, conducerii primăriei pentru această zi minunată și soarele ține cu noi. Vreau să vă spun că pe stimați bărbați, începem cu dumneavoastră, cei cărora, știu eu, vă place mai mult să stați prin crâșmă și mai uitați de treburile gospodărești, și abia pe locul 2 cu dumneavoastră, doamnele, care tot la fel uneori mai uitați dintre preocupările casnice și preferați multă distracție. Vă dorim un revelion frumos, vă dorim multă sănătate domnilor consilieri, domnule primar, doamnă viceprimar și tuturor celor aflați astăzi aici. Dumneavoastră. Am venit cu plugușorul ca să vă brăzdăm ogorul. Plugușor cu 4 boi din Dofteana de la noi. De când seara s-a înserat, noi cu plugul am plecat. N-am venit să vă stresăm, am venit să vă urăm. La mulți ani, cu sănătate, să vă dea Domnul de toate. Să aveți belșug în casă, tot ce vă doriți pe masă. Să primiți doar vești de bine în noul an care vine. Foaie verde de trifoi, ia sunați din zurgălăi să se audă în munți și voi urați, vă! Thank you.
Jurăturile noastre sunt frumoase de la moși străbuți rămase, de la daci, de la romani, păstrate de mii de ani. Noi și acum le păstrăm și am venit să vă urăm, căci pe când trăiau vătrânii se făcea pâinea minune, 10 bani era o pâine. Eu eram mai miditel, mă lua tata cu el, era cald și iarba mare, venea mama cu mâncare. Eu duceam boii la juc, tata bătea pere în plug, căci așa era pe atunci, cu pene și cu butuci, și cu vrejuri de nuiele, 4 boi trăgeau la ele. Și cu odată, măi voinici, cu ițari și cu opinci, dați-vă odată roată de la ușă până la poartă, pogniți biciul, măi flăcăi, și strigați cu toții! Sfântă-i brazda plugului, noi trăim pe urma lui, cât-i lumea de deșteaptă, de la plug mâncare așteaptă. Ministru, cât-i de mare, de la plug are mâncare, că degeaba ai cultură dacă n-ai agricultură. Că nu poți ara ogorul numai cu calculatorul. Cu mâncarea de la plug am crescut mare și lung, flăcău de 30 de ani, nu ca azi niște motani. Ia strigați odată, hăi, să se audă în munți și voi, că de frig mi-e gura zloi. Mânați, măi! Foaie verde, sorț de pește, urătura se gătește. Anul nou cu bucurie, la mulți ani ca să vă fie. Dumnezeu să ne ajute și la țară și la munte. La orașe tot românul bucuros să-și bee vinul. Noi acum vă urăm pentru anul care vine multă baftă, viață lungă, cupa sănătății plină, soare și multă lumină, masa plină de bucate, dragoste pesăturate. Trai frumos, noroc cu carul, la mulți ani și sus paharul. Iarbă verde de prin voi, opriți plugul, măi flăcăi, și strigați odată, hei! Hei! La anul și la mulți ani! Vesela să trăiți, să înfloriți, cu toți să fiți fericiți, să aveți belșug în casă, tot ce vă doriți pe masă, să primiți doar vești de bine, în noul an care vine, sănătate vă dorim, în anul ce-l întâlnim, să trăiți, să fiți voioși, să rămâneți sănătoși, n-am venit să vă stresăm, am venit să vă urăm, la mulți ani și fericire, casa plină de iubire, punga plină de mulți bani, să trăiți și la mulți ani! Thank you.
Și eu de vreo
bucuroși, nebucuroși, bine v-am găsit sănătoși cu această ursoaică mică care îmi știe de frică. Dar de frică va juca, dar Sfântul Vasilei în mâna mea. Celălăl! Vine ursul de la munte, vine ursul de la munte. Numai coate și-n genunche, numai coate și-n genunche. Celălăl! Și se apropie de sat, și se apropie de sat. La neveste cu bărbat, la femei de mărita. Celălăl! Moșda vilă, jabă mare, moșda vilă, jabă mare. Spală-te-n două picioare, spală-te-n două picioare. Celăle, să te vadă oricicare, să te vadă oricicare. Oricicare, oricicine, că tu mă asculti pe mine. Celăle, nu m-ai ascultat un zău, nu m-ai ascultat un zău. Dar se teamă de cearlău, dar se teamă de cearlău. Celălăi, că cearlăui pironit, că cearlăui pironit. Dar pentru corpul tău gătit, pentru corpul tău gătit. Celălăi, și făcut umor de-al meu, și făcut umor de-al meu. Măsura pe capul tău, măsura pe capul tău. Celălăi, și când a murit moșneagul, și când a murit moșneagul, mie mi-a lăsat o iagu, mie mi-a lăsat o iagu. Și cu el să cârmuiesc, și cu el să cârmuiesc. Păi întreg neamul urțăresc, întreg neamul urțăresc. Celele, 7 săptămâni din post, 7 săptămâni din post. De când acasă n-am fost, de când acasă n-am fost. Celele, ce-acasă când am ajuns, ce-acasă când am ajuns. Am găsit la catul puț, am găsit la catul puț. Celele, lua-i la cătul cu mâna, lua-i la cătul cu mâna. Cu căciula, strigă-mi-a cu căciula. Celele, intru-n casă plin de dor, intru-n casă plin de dor. Văd o mâță pe cuptor, văd o mâță pe cuptor. Nu știu-i mâță ori motan, nu știu-i mâță ori motan. Ori-i pui de cucuiețan, ori-i pui de cucuiețan. Dai pus dracii talpa în sus, nu ți-e frică nici de mine, nici de dracul, nici de urs. Tu mi-ai spus de-a primăvară,
uitați-vă în spate, că aduc urși din șapte sate. Băi, pe ursoaica cea mai mare, băi, care am scos-o din vatale. Dimineața m-am trezit, urșii mi-am pregătit, dar și le-am pus canapii în cap. Băi, o jucare să mai fac, că jucarea mea e multă, să trăiască cine ascultă, că jucarea mea e mare, scoală ursule în picioare. Dar mulțumim că ne-ați primit, ăștia surcii lui Carbi! Ce-a trecut anul, măi frate, păi dar ar Dumnezeu să dea ce n-a fost pe aici-șa. Păi sănătate și bucate, pe masă să aveți de toate, sănătate și un spor, la mulți ani la tuturor. Păi și-am zis verde trei arțări, la anul și la mulți ani! Thank you.
Avem o surpriză pentru dumneavoastră din ceata satului Cucuieți. Un coleg vrea să ceară de în căsătorie o ursoaică. Cuvinte prea multe nu sunt de spus. Știi că te iubesc extrem și în această zi importantă aș vrea să te întreb dacă vrei să fii soția mea. Vă urează sărbători fericite și la mulți ani! Și ar verde trei scaieți! Bateți dobele, băieți! Dă drumul mai tare un pic, să mă audă toți. Da, încă o dată revin spunându-vă faptul că cred că sunt mai bine de 10 ani de când nu a fost așa multă lume cum este astăzi și se va dubla întrucât vind cu pași puternici Hădeagu, Seaca și Dofteana. Imediat vor intra ceata de la Larga, după ceata de la Cucuieți, care acum se află alături de mine, intră mascații de la Cucuieți, după aia ceata de la Larga. În scurte cuvinte vreau să vă spun că aceasta este ceata din satul Cucuieți pe care o vedeți. Astăzi au fost prezenți la primăria din Comuna Parava, județul Bacău. Au fost invitați acolo. Pe data de 27 au fost prezenți la Consiliul Județean Bacău și în alte locuri unde au fost invitați. Nu numai dumnealor, ci toți. Toate cetele din Dofteana, cele 5 cete, au participat la Consiliul Județean, la Prefectură, la Primăria Comunei Letea, la Primăria Comunei Hemeiș, la Primăria Comunei Sânduleni, în Comuna Parava, care a fost astăzi, la Primăria Comunei din Județul Neamț, la Borlești și în multe locuri. Fiecare dintre dumnealor au încăsat niște sume de bani. Nu pe măsura în care să-și achite toate cheltuielile pe care le-au făcut fiecare dintre cei care conduc cetele, dar a fost măcar suficient ca acești copilași să servească un sandwich și să bea o cafeluță. Vreau să le mulțumesc în primul rând celor care au organizat ceata de la Cucuieți, întrucât astăzi este un eveniment pe care îl regretăm. Titi Hanganu, care de fiecare dată a condus ceata din satul Cucuieți, care el a format-o și a pus-o pe picioare așa cum trebuie, din motive bine întemeiate pe care nu pot să vă le spun acum, dar majoritatea o știți. Titi astăzi nu se află lângă noi, dar anul viitor cu siguranță va fi aici lângă mine. Ceata a fost condusă de Florin Camară, care a organizat și pentru asta îi mulțumesc foarte, foarte mult. Din partea Unității Administrative Teritoriale primește un premiu în bani, un colac pentru continuitate. Așa? Și așteptăm cu mare drag de fiecare dată. Poftim, Florin! Felicitări pentru tot ceea ce ați făcut, ceea ce ați clădit. În primul rând vă felicit pentru echipament. Dacă ați observat, a umblat la ceea ce se numește echipamentul irozilor, toboșarilor și ursarilor. Cândva, când mă făceam și eu în urmă cu 40 de ani, era un ursar cu o perelină, cum erau vremurile atunci, urmată de o pălărie cu pene de păsări, de găină, de rață și așa mai departe. Astăzi am evoluat, ne-am transformat și arătăm așa.
dar pielea de urs rămâne așa cum a fost dintotdeauna, o blană frumoasă de urs. Vă doresc tuturor la mulți ani și vă rog frumos să nu plecați, pentru că urmează o surpriză în care nu o să-mi placă numai mie, ci o să vă placă inclusiv dumneavoastră. La mulți ani și nu uitați la noapte să veniți cu toții să asistăm la un frumos foc de artificii aici, să ne împăcăm cu toții, să bem un paharuț de șampanie, să ne spunem la mulți ani. La mulți ani tuturor! Din pe această cale să-i mulțumesc domnului primar pentru tot ce a făcut pentru comuna noastră, pentru această comună foarte frumoasă, cam rare sunt pe valea noastră a Bacăului. Pentru asta să strigăm de trei ori: ura! Trăiască Ceata Cucuiețului! Ura! 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 Trăiască Ceata Cucuiețului! Ura! Ura! Trăiască domnul primar!
cărar. Bună ziua, domn primar! Am venit să vă urăm datina să o păstrăm, pe domn primar să-l urăm și de toate să-i zicem, și de bune și de rele, să ia aminte de ele. Am pornit noi cu uratul pe la unul, pe la altul. Foaie verde, iasă mie, am ajuns și în primărie, unde avem un domn primar harnic și gospodar. Ziua întreagă cât de mare, el odihne nu mai are. Pentru toate-i mulțumim, gânduri bune-i dăruim. Mânați, mă! Cu dumneavoastră primar și vă spune mulțumit că nu ne-ați dezamăgit. Ce ați promis s-a realizat în scurtul timp ce a urmat. Nu-i ușor să fii primar, harnic, bun și gospodar, cu oamenii să vorbiți, că-și cu ei în sat trăiți. Ia porniți din viși plăcăi și sunați din zurgălăi să se audă la hotar că avem cel mai fain primar, mă! Primar să fie, să-i dea Domnul sănătate, să poată facă de toate. Iar în anul care vine, să aveți parte doar de mine. Familiile să vă crească, copiii frumoși să crească, foaie verde să-și de pește, urătura se gătește. De urat aș mai ura, dar că mă doare gura, că deja prin cărbătură vine miros de friptură, de friptură de bulcen și de vinul tuburel, de friptură și rachiu, pe picioare abia mă țin. Hopuri, hopuri, hopurate, la mulți ani cu sănătate, hopuri, hopuri, hopurele, la mulți ani cu floricele. Anul nou, o bucurie, viața toată să vă fie, bani, mașină, fericire, sănătate și iubire. Nu-i de ajuns să le dorești, țipă, luptă, dă din coate, așa le obții pe toate. Gogonele, castraveți, ia mai îndemnați, băieți! Ceata de mascați cucuieți vă urează un an nou fericit! Larga! Pentru Zuliță trei alune! Hăzute la o parte lume! Hai că m-a adus sălbătăciune! Hai de la muntele cel mare! Hai unde-i bradul încărare! Hai uite așa cum îi vedeți! Hai ia găsim încă bureți! Hai și genul mi se rugă! Hai să-i fac tine de jucă! Hai șapte băi și-o valadâncă! Hai băleuri și mă mănâncă! Hai urșilor, nu mă mâncați! V-am adus dintre Carpați! Hai v-am adus cu avionul! Hai v-am hrănit cu biberonul! Hai și v-am dat și cașcavăr! Hai v-am adus la festival! M-am dat car de faraos! Hai ce-am adus cel mai frumos! Hai de Crăciun și bărbătează! Hai toată lumea se distrează! Hai numai eu nu mă distrez! Hai prin pădure patrulez, hai patrulez așa de bine, hai stau cu arba lângă mine, hai și cu țitul la picior,
Păi tata Agata Salomon! Păi foiiliță de mahon! Păi la parada ursilor! Păi te creciu și bobotează! Păi toată lumea se distrează! Păi numai eu nu mă distrez! Păi prin pădure patrulez! Păi patrulez așa de bine! Păi stau cu arma lângă mine! Păi și cu zidul la picior! Păi gata, gata să rămân! Păi ăsta-i urs, ăsta-i urs! Păi din arde părăos! Păi vă mă aduce mai frumos! Păi foiiliță de mahor! Păi la parada urșilor! Păi cea mai grea, cea mai vicană! Păi asta-i oale ergeană! Păi unde e joacă ergenii? Păi divizul pământul genii! Păi ceata ală ergenilor! Păi fruzuliță gogoșor! Hai gata, gata, da, bășor! Hai, bună dimineața, bună dimineața, până să plec acasă! Bucurajă, bucurajă, bine v-am găsit să răbdori! Am venit cu această boală cu soaică, mică! Ce joacă numai de mică! N-a jucat! Nu trec mai în urmă! Hey, we're gonna make it.
Ce-a trecut anul, băi frate, hai dar ar Dumnezeu să dea, hai ce n-a fost pe aici și așa, hai sănătate și bucate, pe masă să avem de toate, hai sănătate și mult spor, băi la mulți la tuturor! De la Larga, vă urează sărbători fericite, un an nou fericit și multă sănătate. Hai și-am zis verde trei iar țări, hai la alu și la mulți ani! Nu te-i
bună mâncare! Te văd cu mare de tot! Și ți-a pus verica bun! Să vă mulțumim!
Mulțumim, domnule primar și Consiliului Local, pentru invitația ei de 3 ori. Ura! 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 Mulțumim cât se poate de mult cei ce au organizat și au condus șata din satul Larga, Mihăiță Apostu, care de fiecare dată împreună cu Bidu, care îi rog să vină alături de mine, care îi rog să vină alături de mine cei 3 irozi mici, cei mai mici irozi, cei 3 să vină alături, Nea Costică Bogasiu să vină încoace, Colacu și premiul să vină, vă rog. Deci, oameni buni, o parte dintre dumneavoastră știți de unde vin eu. Ca ieri jucam ursul împreună cu Nea Costică Bogasiu. Eu organizam ceata mică, dumnealui organiza ceata mare. Ne-am unit până la urmă pentru că vremea așa a fost să fie și am venit aici în urmă 40-50 de ani. Și de atunci venim permanent. Eu am 15 ani la administrația publică locală, dar Nea Costică Bogasiu are 73 de ani și vine în fiecare an. Uitați, următoarea generație, cei 3 irozi, cu această ocazie țin să mulțumesc și să felicit cei ce conduc ceata din satul Cucuiesc și din satul Larga, iertați-mă și numai, întrucât au optat mult ca aceste echipamente să arate așa cum le vedeți dumneavoastră, la fel cum au fost și cei din satul Cucuiesc, și cu siguranță o să vedeți și pe ceilalți din satul Seaca, Hădeac și Dofteana, care urmează să vină cei mulți și buni, la fel ca și ceilalți, ca să nu fac discriminare. În cursul zilei de ieri, dar o să vă dau citire la momentul respectiv, au fost prezenți toți din Dofteana, toate cele 5 șete au format o singură ceată la Comărești, la Marea Paradă, acolo unde ați participat și dumneavoastră în număr atât de mare, iar o să vă dau citire acelei diplome care au primit-o aseară în jurul orilor 19, în care scrie ceata din satul Dofteana, pentru că au reprezentat comuna Dofteana, locul întâi. Merită aplauze, mă plec în fața dumnealor, le mulțumesc foarte mult. Diploma se află la mine, doamna viceprimar cred că o are și o rog să mi-o aducă. Deci aseară la ora 7 a primit locul întâi Dofteana. Deci nu numai faptul că Dofteana s-a prezentat cu ceata de urși, doboșeri, dar s-a prezentat cu acești irozi, toți din toate satele, a format o singură ceată, pentru ținuta impecabilă pe care au avut-o și s-au prezentat acolo, ireproșabilă, așa cum o vedeți dumneavoastră, venită din moși strămoși, au prezentat și au obținut locul întâi. Felicitări, băieți, nu faptul că ați meritat numai premiul în bani sau o simplă diplomă, ci faptul că ne-ați dus pe toate meleagurile județului Bacău și nu numai titlul nostru de Dofteana. Să știți că îmi bate inima și marea majoritate, cred că dumneavoastră ați observat, eu am fost invitat la postul național de televiziune Realitatea TV, unde am putut, în acel studio, nu e atât de mare, dar am putut să merg cu 2 piei de urs, să prezint echipamentele de urși și ursari și doboșeri, irozi, din localitatea noastră. Am dus câte un echipament din fiecare. Am primit toate felicitările și de acolo, promițându-ne faptul că ne va mai invita și cu altă ocazie. Repet, spunându-vă, după ceata mascaților din satul Larga, urmează surpriza despre care vă vorbeam și vă rog frumos să nu plecați, că imediat va fi și nu îmi va plăcea numai mie, ci vă place și dumneavoastră. La mulți ani tuturor și în aceeași formație aș vrea să ne vedem și la noapte, unde vom asista la un frumos foc de artificii, putem să servim un păhărus cu șampanie, să ne spunem la mulți ani. La mulți ani vă spun și eu tuturor și să aveți un an binecuvântat de Dumnezeu, mai bun să spunem, sau măcar cum a fost anul 2022, la mulți ani. Mulțumesc încă o dată celor care au condus ceata din satul Larga, unde vor primi un colac cu un premiu în bani. Băieți, și vă mulțumesc foarte, foarte mult
Ei ieri au fost și la Borlești, în județul Neamț, au fost și în comuna Letea, au fost, dacă zic bine, nu la Hemeiuș, la nici la Sândule, nu, au fost alții. Astăzi au fost cu cuiețul la Parava, sunt multe și ne-am amestecat. La mulți ani și haideți să asistăm în continuare la frumosul spectacol. Nea Costică Bogasiu spune așa, domnule, hai să facem un apel la tineretul nostru de astăzi să vină alături de noi, faptul că avem materie primă, împreună cu noi și uniți putem să facem ceva. La mulți ani, Dofteana!
viața la fereastră, gospodarii să trăiască, să trăiască, să înflorească și camerii să rodească. Căci acum nu dormiți, vremea e să vă treziți. Dați ureche la fereastră și ascultați urarea noastră. Dați ureche la perdele și ascultați vorbele mele. Mâine anul se noiește, plugușorul se pornește și începe a colinda pe la case a ura. Plugușorul tras de voi, îndemnat de mulți flăcăi. Poarta larg deschideți azi, nu ne țineți pe izlaz și în curte să intrăm, nu afară în drum să stăm. În seara de Vasile Sfântul mi-a luat căciul la vântul și mi-a dus-o într-o furie chiar aici, la primărie. Și am venit să-mi iau căciula și vă zic și urătura, că am venit să vă urăm brazda dâncă să trăgem chiar aici, în primărie, ca belșug și aici să fie. Ceapă verde, usturoi, ia mai îndemnați, flăcăi! Frunză verde de mărar, bună ziua, domn primar! Am venit să vă urăm datina, să o păstrăm. Secretarul nu-l uităm și pe el o să-l urăm. Vă urăm cum se cuvine până la anul care vine. Am plecat în curatul pe la unul, pe la altul. Aho, aho, viceprimari, consilieri comunali, secretari, juriști, contabili, funcționari, onorabili. Nu vrem ca să vă uităm cu drag, să vă colindăm. Azi sunteți cu toți gătiți cu drag să ne primiți. Cum o faceți în tot anul împreună cu primarul? Frunză verde, iasomie, am ajuns și în primărie, unde avem un domn primar harnic și bun gospodar. Asta după cum îl știm, dar o să-i reamintim și de rele și de bune. Și de acum încep a spune, ziua întreagă cât de mare, el odihnă nu mai are. Zdruncinați din zurgălăi și mai îndemnați, flăcăi, ca să-i dați la hoi. Frunză verde, păpădie, anul nou cu bucurie și aici la noi să fie. Să ajungă în primărie, primarul primar să fie, să trăiască ani o mie, să-i dea Domnul sănătate, să poată face de toate școli, cămine culturale, încălzite cu centrale, parcuri pline cu verdeață și în centru o mare piață. Aho, aho, copii și frați, stați puțin și ascultați, că pe ușa ce-a deschis simt miros de zar încis, de friptură și cârnați. Poate vreți ca să ne dați cozonac și prăjituri la schimb pentru urături. Noi de bine de urăm multe o să căpătăm, iar de nu știm a ura, chiar nimic nu încăpăta. Bagă mâna în dulap și ne dă un cozonac, cozonac cu ciocolată să ne ajungă ziua tată. Ia că a mai trecut un an în frunte ca și primar, și pot spune mulțumit că nu ne-ai dezamăgit, că ai promis, tu ai făcut în anul care a trecut. Străzile le-ai asfaltat și ulițile toate în sat. Și pe câmp de mergi, măi frate, ai asfalt cum nu se poate. Chiar de-ar fi metru pătrat și acela ai asfaltat. Ia pogniți din bice, măi, și sunați din zugălăi să te audă la urmări și aveți aho, aho, frunzuliță, bobuscat, prin comună e curat. Drumurile smăturate, ce bine că s-a asfaltate. N-avem grop în drumul mare, nici pe străzi, minune mare. Străzile sunt luminate, fie zi sau fie noapte. În orice sat te duci, străzile nu le încurci. Sunt bine ordonate, cu indicatoare marcate. Frunză verde, popușoi, să rulați ușor, flăcăi, și strigați în gura mare să se audă peste voi, mânați, măi! Frunză verde de spanac, de urat, noi am urat, dar nimic n-am căpătat. Friptură sau cozonac, că nici glasul răgușit, că n-am îmbucat nimic. Sau porcul nu l-a stăiat, vinul nu l-a strecurat, lemne poate n-ați avut, cozonac de n-ați făcut. Bagă mâna în buzunar și ne dă câte un dar, câte un dar, câte 100, să rămână lumea mută, câte un dar la fiecare,
că primarul e cel mai tare. Frunză verde de mărar. Vai de mine, domn primar, până acum v-am lăudat, dar nimica nu ne-ați dat. Dar să nu fiți supărat, trecem și la criticat. Că poate v-ați lăudat sau pe loc ați uitat că aduceți gazul în comună sau a fost o simplă glumă. Loc de muncă nu găsim prin comună, noi nu știm. Că am ajuns ca să plecăm la oraș ca să lucrăm sau plecăm peste hotare să mucim cu fruntea în soare. Frunză verde, zurgălăi, ia mai îndemnați, frăcăi, mânați, băi! Aho, aho, frunză verde de doinuci, domn primare, unde fugi? Stai aici cu mințel, cu mâna pe portofel, eu acum ce grăiesc, doar cu caragiale mă opresc. Câte una, câte două, câte șapte, câte nouă. Haide și nu fiți zgârcit, că am să tac, nu zic nimic. Dar cum nimic nu se întâmplă, stai cu minte și ascultă. Că avem flăcăi în sat o mie și fete la fel să știe ce vor să se angajeze undeva ca să lucreze. Dar cum nimic n-avem în sat, toate stau acum pe chat și flăcăi pe TikTok că de muncă n-au noroc. Nici la munca câmpului nu mai ai pe cine să pui, că totul e mecanizat, le la rad la trăierat. Adunați-vă flăcăi și strigați cu toții, măi! Aho, aho! Aș avea multe de spus din răsărit până la apus, dar noi când ne grăbim, vă mai clocotim puțin. Dacă vii azi cu o hârtie să o aduci la primărie, mila Domnului să fie. Se rezolvă, cine știe, ca să vezi că ai rezolvat prin finanțe, te-a taxat. Ai mașină, dai o taxă, chiar de are o simplă axă. De ai două, dai cât nouă și dai taxă și pe rouă. Un proiect dacă ai făcut, dai o taxă de început și apoi ține TVR, dai la taxe cât îți cere, cât îți cere, că nu din asta sărăcim când le dăm câte puțin. La ureche, zurgalăi, ia mai îndemnați, flăcăi! Aho, aho! Și acestea fiind spuse, anul vechi acum se duse și în anul care vine, sigur, ne va fi mai bine. De urat am mai ura, că gura nu ne durea, că-și picioarele ne lasă, că n-ai pus nimic pe masă. Scoate masa și întinde peste ea multe merinde, sărmăluțe, cozonac, fripturică și cârnat și din beciul cel domnesc un vir dulce românesc. Să ciognim câte un pahar și așa o facem rar. Și la anul care vine să fim cu toții mai bine, să fim sănătoși cu toții, cu bunicii, cu nepoții, cu primarul la mijloc, să avem cu toți noroc. Sănătate, bucurie, în toți anii să ne fie. La ureche, zurgălăi, opriți plugul, măi, flăcăi, și strigați cu toții, măi, peste mulți și peste voi, să se audă pe o tare, că primarul e cel mai tare. Anul și la mulți ani! Da, mulțumim cete de mascați din satul Larga. Vedeți, dumneavoastră, trebuie să-ți asumi toate criticile. Laudele sunt pe față, cine le recunoaște. Dar spuneți, dumneavoastră, ceva despre gaz. Vă rog să verificați site-ul Primăriei Comunei Dofteana. Vedeți că până pe data de 4 februarie se depun ofertele pentru cei ce vor să distribuie gaze în localitatea noastră. Deci, într-un cuvânt, am scos distribuția de gaze la licitație. Urmează să scoatem proiectarea plus execuția. Suntem pe mâini bune. Investiția are o valoare de 780 de miliarde obținute prin proiect european de către Primăria Comunei Dofteana, împreună cu aparatul de specialitate pe care doresc să le mulțumesc. Dumneavoastră vă pun la dispoziție
un premiu în bani și vreau să vă informez că aveți unde să faceți nunți, întrucât în luna ianuarie, cel târziu februarie, vom inaugura căminul cultural din satul Larga și chiar să mă invitați și pe mine la prima nuntă, vă promit că voi veni. Vă mulțumesc foarte mult! Oameni buni, aceasta este surpriza despre care vă vorbeam. Vedeți dumneavoastră, am pus aici un podium în care îi numerotat locul 1, 2 și 3. Vă dau citire unei hotărâri ale Consiliului Local numărul 195 din 27 decembrie 2022 privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Dofteana. Am făcut lucrul acesta pentru că este un moment deosebit, pentru că acei care sunt declarați cetățeni de onoare cu aprobarea Consiliului Local sunt cetățeni care îi elogiem și îi omagiem de fiecare dată la diferite evenimente. Gândindu-mă astăzi că va fi multă populație aici alături de noi, dau citire încă o dată, după cum vă spuneam, hotărârea 195 din 27 decembrie 2022 privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Dofteana domnișoarei Cambei Mihaela Valentina, care rog să vină alături de mine și să urce aici pe podium, pentru rezultate deosebite obținute la competițiile sportive naționale, europene, mondiale și olimpice. Invit alături de mine pe președinta clubului sportiv Onești, doamna Ingrid Istrate. Invit alături de mine antrenorul pe Ghiță Maftei, a cărei soție este de aici, din localitatea noastră, și vă dau citire, se aprobă cu un număr de 17 consilieri prezenți, așa, acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Dofteana. Cu această ocazie, țin să mulțumesc Consiliul Local care a aprobat în unanimitate cu 17 consilieri și au promovat, totodată și-au aprobat un premiu în bani de 5.000 de lei, deci 50 de milioane în bani vechi, din partea primăriei Comunei Dofteana, întrucât această domnișoară a plecat de la o vârstă fragedă de acasă, de mijlocul părinților, are 20 de ani, stă imediat aici, în imediata apropiere, are un CV-ul aici, dar n-aș vrea să-i dau citire, decât vreau să vă spun că a fost premiată, scrie așa, multiplă campioană națională la juniori, campioană mondială la juniori, campioană europeană la juniori, la Jocurile Olimpice Tineret, locul 1 și locul 3, campioană europeană la juniori, campioană europeană iarăși la juniori, campioană mondială la juniori, campioană europeană la seniori, campioană europeană iar la juniori, campioană mondială la seniori. Iar în anul 2022, în anul 2022, la Bogota, în Columbia, a obținut medalia de argint. Medalia de argint și acolo a primit un premiu, sigur, toți dumnealor au fost premiați. Nu puteam să stăm nepăsători conducerea primăriei Comunei Dofteana, întrucât această domnișoară a dus numele de Dofteana în Columbia, în Bogota. Acest antrenor, Ghiță Maftei, această doamnă care o vedeți aici, doamna Ingrid Istrate, care este președintele clubului sportiv Onești, care i-a acordat maximul de atenție. Domnișoara, știți că provine de aici, din localitatea noastră, dintr-o familie de oameni simpli, în care i-a acordat primul sprijin și au dus-o la clubul sportiv. Dumnea ei, cu multă sârguință, cu multă pricepere, cu multă îndemânare, s-a urcat pe primele locuri și ne onorează pe noi în calitate de reprezentanți ai comunității și nu numai, avem asemenea nume în localitatea noastră. Domnișoara, felicitări! Din partea noastră, prezentați dumneavoastră, doamna viceprimar, o plachetă, o diplomă. Bacău, domnișoarei Cambei Mihaela Valentina, sportivă legitimată la Clubul Sportiv Municipal Onești, Bacău, în semn de recunoștință și prețuire pentru rezultatele sportive deosebite obținute la competițiile sportive naționale,
europene și mondial-olimpice prin practicarea sportului de performanță halter. Felicitări, domnișoară! În mânăm și această bachetă, vă rog să aduceți florele. În mânăm o frumoasă floare domnișoarei și doamnei Ingrid, președintele. Vedeți, dumneavoastră, poate spuneți faptul că, băi, dar stăți și un pic la antrenor, chiar nu las nimic. Oricum, nu o să o las chiar așa. Fiecare vor fi la momentul respectiv. Deocamdată astăzi nu vă dau sfaturi, dar vă dau multe felicitări și la mai mare. Să aveți cât mai mulți premiați, nu numai din Comuna Dofteana, de peste tot. Uitați, doamna viceprimar, vă dat o șampanie. Poate are pretenții să o beți împreună la noapte. Da. Da. Mulțumim frumos și dau un pic cuvântul doamnei președinte de club. Bună ziua și la mulți ani! În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Este pentru prima oară când particip la un spectacol de dating, chiar dacă sunt oneștean, că n-am ajuns până acum și mulțumesc pentru asta. Dar în mod special vreau să mulțumesc domnului primar, fiindcă mi-a dat ocazia să vă mulțumesc dumneavoastră, dumneavoastră părinților, care ne-ați permis intrarea în curțile dumneavoastră, care ne-ați acordat încrederea și ne-ați dat copiii dumneavoastră, fiindcă nu doar Mihaela este sportiva clubului municipal din Onești, ci mai avem niște copii, niște copii care sunt toți medaliați național și sperăm să urce cât mai sus. Dar astăzi este vorba despre Mihaela. Mihaela care de 10 ani de zile a plecat de acasă, care a venit în curtea clubului și de 10 ani muncește cu foarte mare seriozitate și disciplină. Și ceea ce a realizat Mihaela la momentul acesta au realizat foarte, foarte puțin sportiv. Și de ce vă spun asta? Fiindcă Mihaela este încă junioară. Mihaela anul acesta a reușit să aibă 3 recorduri europene la juniori și nu numai atât, a plecat în Columbia la campionatul mondial de seniori, junioară fiind, și a reușit să urce pe podium la locul 2, de aceea eu m-am dat jos de pe podium, că am zis că podiumul nu este al meu, este doar al Mihaelei și vreau să cred că va rămâne pe prima treaptă a podiumului. Mihaela a reușit la acest campionat mondial să obțină inclusiv recordul european de seniori. A muncit foarte mult și muncește foarte mult. Eu știu și am spus de fiecare dată că acest lucru o obligă în continuare, o obligă să ducă numele localității Dofteana, a Oneștiului și a României mai departe. Noi ne punem toate speranțele în ceea ce înseamnă performanța Mihaelei, iar eu la momentul acesta pot să spun că pot gira că Mihaela ne va reprezenta la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris. Eu vă mulțumesc pentru tot, vă mulțumesc domnilor pentru faptul că ne acordați încrederea, îi mulțumesc domnului primar pentru ziua de astăzi și pentru ceea ce face pentru Mihaela, doamna viceprimar, cu toate mulțumirile și toată considerația. Îi mulțumesc antrenorului ei, Gheorghe Maftei, care toată viața și-a dedicat-o doar sportului de performanță și a fiicei dumnealui, care astăzi nu este prezentă, Cristina Maftei. Și în încheiere vreau să vă urez în primul rând sănătate multă pe noul an și cum și eu am avut un mentor lângă mine care m-a învățat ceea ce știu astăzi, am învățat și vorba lui care spune foarte mult, inimă bună. Asta vă doresc pe noul an, inimă bună, și când mă refer la ea, mă refer la sănătate, la sufletul pe care ar trebui să-l avem și la tot ce întrunește o inimă. Și vreau să-i dau cuvântul Mihaelei să vă adreseze câteva cuvinte și, nu în ultimul rând, mulțumesc familiei Mihaelei. Bună ziua tuturor! Vreau să mulțumesc în primul rând pentru această primire, pentru acest titlu unic de a fi cetățean de onoare a Comunei Dofteana. Vreau să mulțumesc în primul rând domnului primar, doamnei viceprimar, doamnei Ingrid Distrată, domnului antrenor și antrenorilor mei de lot și nu în ultimul rând părinților mei care mi-au dat viață. Nu mă așteptam să pot urca pe cele mai înalte trepte
atât de repede, eu fiind junioară. Și pentru mine asta este o mândrie. Sunt foarte mândră că fac parte din Comuna Dofteana, pentru că reprezint Dofteana și reprezint țara România. Mi-aș dori ca și fratele meu Lucian să ajungă la fel de departe ca și mine, sau chiar mai mult. Ceea ce vreau să promit este că după calificarea de la Jocurile Olimpice să mă întorc cu o medalie de acolo. Vă mulțumesc, un an nou fericit și sărbători fericite! Vă mulțumesc, domnișoară, vă înmânez suma de 5.000 de lei, 50 de milioane în bani vechi. Așa, sigur că dumneavoastră meritați mai mult. Știți că e vorba de la Dumnezeu mai mult, de la noi doar cât se poate și cât ce putere are bugetul local. Aș vrea să-i dau cuvântul doar atât. În 5 minute, domnul George Cojocărescu. Veniți, haideți cu scurtul dumneavoastră program. Dumneavoastră, vă mulțumesc, vă sărut mâna și la mulți ani. Și pentru faptul că Mihaela este sportivă anului anul acesta, bineînțeles că de fiecare dată sportivul anului își primește sigla în aur pentru a-i rămâne gravată cu anul în care a fost declarat sportivul anului. Mihaela deja o primește pentru a treia oară consecutiv. Da, felicitări! Felicitări, doamnă! Haideți! Te primim ceata din Seaca! Mulțumim frumos! Revenim alături de dumneavoastră! Băi, 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 băi
să fură puișa! Hai puișorul la țipa! Hai și ursul că m-a mușcat! Păi uite, ia măia, măia! Hai să scutați comanda mea! Hai frumului să te cinești! Păi asta ceasta lui Hedești! Hai să dai pe ele cabrazi! Hai să mă văd cum ar dobrazi! Hai mai cu foc, mai cu foc! Păi din cana feia să foc! Hai de Crăciun și mă botează! Hai toate lume se distrează! Hai numai eu nu mă distrez! Hai stau încotru patrulez! Hai patrulez atât de bine! Hai tot cu arma lângă mine! Hai și cu cintul la picior! Hai că tăgă să se lămă! Bună ziua, bună ziua, bucuroși, nebucuroși, bine v-am găsit sănătoși. Venit cu această ursoaică mică, care nu știa să joace de frică. Aia de frică n-a jucat, până la pe Sfântul Nicolae, mână mea. Alelei! Vezi acesta pui de urs? Vezi acesta pui de urs? Din pădure l-am adus, din pădure l-am adus. Alelei! Și l-am adus pe picior, și l-am adus pe picior. La Sfântă Maria Mare, la Sfântă Maria Mare. Alelei! Nu era chip de lăsat, nu era chip de lăsat, că venea la fete-n sat, că venea la fete-n sat. Alelei! Sfata vecinele, sfata cu vecinele, ne mâncai găinile, ne mâncai găinile. Alelei! Sfădașii cu gospodarii, sfădașii cu gospodari, ne mâncau boii și cai, ne mâncau boii și cai. Alelei! Mă ajusul doar de acasă, mă ajut doar de acasă, cam o țigancă frumoasă, cam o țigancă frumoasă. Alelei! De frumoasă nu-i urită, de frumoasă nu-i, dar are rapă la burtă, tocmai de pelea ruptă. Alelei! Și-are un nume minunat, și-are un nume minunat, o cheamă Arista Sat, o cheamă Arista Sat. Alelei! De piciorul prac, când puse piciorul prac, Arista sare din pat, Arista sare din pat. Alelei! Și strigă în gura mare, și în gura mare, arză te-ar făcut țigan, arză te-ar făcut țigane. Alelei! Unde-s paralele tale, unde-s paralele tale, ca să aduci, să sare și la daciu de mâncare. Alelei! Băi tu n-ai lele mei, tu paralelele mei, și te arzi cu cine vrei, și te arzi cu cine vrei. Alelei! Tu n-ai grijă de mine, nici de cap, nici de urs, n-ai pus haină ta pas.
de la cântul cu mărgele. Hai de la buze subțirele. Hai faine de sub de unde. Hai pute ursule genunche. Hai și te joacă măruțe. Hai ca o oiță după mei. Hai și te joacă apăsta. Hai cu te joacă la bănor. Hai faine din de cincoare. Hai scala ursule picioare. Hai să te vadă lumea bine. Hai că tu mă asculti pe mine. Hai nu mai asculta tu zel. Hai că ți-a vită de ceană. Hai că ceana uite anii. Hai pentru corpul tău ca tine. Hai de când a murit moșneagul. Hai mie mi-a lăsat toiagul. Hai și cu el să cârmuiesc. Hai întreg neamul usăresc. Hai ce mai rău, ce mai vicleană. Hai asta-i boală la sectare. Hai să-ți plătim de mărăpă.
aici. Thank you.
ocazia sărbătorilor de iarnă mulțumim domnului primar și primăriei Comuna Dofteana. Le dorim multă sănătate și la mulți ani. Trăiască ceata urșilor de pe Saca! Ura! 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 Frumoase, cu tot ce mi-a spus pe masă. Hai mulțumim cu ce mi-a dat. Hai mi-a luat tut și s-a plecat. Hai luat, hai luat, hai tu patata. Hai uite așa se vede roata. Păi ăsta e roata rupțină. Hai luat ăsta cantină. Numai un pic, dacă vreți să-mi faceți loc, băieți. Da, vedeți, aceasta a fost ceata din satul Seaca. Cei care veniți de mulți ani aici la noi, nu i-ați văzut pe scenă, au doar 4-5 ani de când s-au format. 6, deci sunt la 6 ediții, deci când s-au format, satul Seaca nu a avut niciodată ceată de urși, până acum 6 ani în urmă. Sunt și frumoși și felicit pentru echipamentul pe care îl poartă și îl mențin de fiecare dată. Așa cum îi vedeți, au fost la mai multe unități administrativ-teritoriale din județul Bacău și ei au fost la Consiliul Județean, au fost la prefectură, în multe locuri au fost, dacă nu mă înșel, și la Crocola Onești, au fost invitați în multe locuri. Lucru pentru care le mulțumesc. Dar în primul rând vreau să-i mulțumesc lui Ionuț Hegeș pentru seriozitatea de care au dat dovadă din prima zi de când am stabilit locurile unde vor merge, am stabilit orele la care au trebuit să fie prezenți acolo, inclusiv aseară am vorbit la ora 7 cu el și era la Comăneș și așteptea să-și primească premiul, pentru că el a fost împreună cu ceilalți și au reprezentat cetere, dar el a rămas și au primit premiul, nu știu ce fel de premiu a primit în bani, dar în schimb mi-a trimis diploma cu locul întâi, pentru care îi felicit încă o dată pe toți. Ionuț, vino lângă mine, te rog frumos, primește acest colac, premiul în bani pe care pot să ți-l ofer ca de fiecare dată. Au primit de la Consiliul Județean Bacău 3.500 de lei. Clar, la noi au primit astăzi 2.500 de lei și în celelalte primării, acolo unde au fost, câte 3.000 de lei la fiecare. Sunt colegi de-ai mei primari din județul Bacău și din alte județe care mi-au solicitat
le-am trimis cetele, noi, Primăria Comunei Dofteana, am asigurat doar transportul, dumnealor au fost cu echipamentele și cu blănurile de urs, s-au deplasat acolo și am primit numai telefoane de mulțumiri. Momentul în care le mulțumesc și eu foarte, foarte mult și vom fi alături de ei și să sprijinim datii și obiceiuri din localitatea noastră. Repet încă o dată spunându-vă, vă aștept la noapte, la cumpăna dintre ani, la un frumos foc de artificii. Vă mulțumesc și la mulți ani, apoi urmează ceata din satul Dofteana condusă de Iulian Potoc. Mulțumesc, băieți! Hai să țică de monofon! Hai să țică de Bicotești! Păi asta ceata lui Hedes! Hai uite ea, măia, măia! Hai să ascultă comandarea! We'll be right back.
Bună seara, nu v-am dat. Ridicați perdelele și ascultați vorbele mele. Că a venit ca să brăzdăm. Nu știu unde să arăm. În grădină sau în țară, unde veți lua de seamă. În grădină am arat. Usturoi azi am arat. Usturoi și harpațică râmă dracu de purțică. N-ați putut ca să o tăiați înainte de Crăciun. Să-i puneți capul acum. Să faceți găluște pentru plugaraș. Că așa-i bulva plugării, brânza tăiată pe lie. Că și tata meu era când era în vremea mea, avea 4 boi, dar eu n-am nici boi, n-am nici un can, chiar da pe gologan. Când stai și te uiți în pat, mititei și bârdănuși, că și măsa e una framă bună de făcut pastramă, că de când s-o măritat, cu cheptele în cap n-o dat. Pup, păduche la brutoare de la piel de la icoane, mititei ca coarnele s-ar îndrum ca cioarele. Dar un drag de purican, mi-o răscoada la motan, mi-o răstragurile la cai și restei la boi. Ia mai roata, măi, plăcăi! Mă uit la lună, luna e sus, mă uit la carboi s-o dus, mă uit la pungă, punga-i goală, și nici mândra nu se scoală. Gâscarața câmpului, tăte vin pe urma lui. Să trăiți la mulți ani! Să trăiți și vă mulțumim! Deci dumnealor reprezintă SEACA. Primăria Comunei Dofteana a stabilit ca să facem un drum din drumul național până în drumul județean. Ați văzut că trec peste câmp. Iar cei cu gurile așa mai rele, ci că se numește Autostrada Transilvania, că ești de la UDMR de pe partea cealaltă. Cât și-a dorit băiatul ăsta să ajung în coștiugul ăsta, în sicriu, nu? E o dorință voastră. Așa. Băieți, vă rog frumos, haideți. Mulțumesc frumos că ați venit. Vă veți primi un premiu de la noi, dar cu mare rugăminte intră ceata de la Dofteana care va fi anunțată imediat. Care ia bani? Nea Ioane!
Sănătoși. Dacă-i bine și voiți, urcii mei ca să-i primiți, că am venit la dumneavoastră să vă joace o ursărească și am venit cu această ursoaică mică, care nu știe să joace de frică. Păi ea de frică va juca, că-l vede pe Sfântul Neculai în mâna mea. Hălălăi! Vezi acesta pui de urs, vezi acesta pui de urs, din pădure l-am adus, din pădure l-am adus. Hălălăi! Și l-am adus pe picioare, și l-am adus pe picioare, la Sfântă Maria Mare, la Sfântă Maria Mare. Hălălăi! Nu era chip de lăsat, nu era chip de lăsat, că-și venea la fete-n sat, că-și venea la fete-n sat.
Olelei! M-a ajuns, sunt dor de acasă, m-a ajuns, sunt dor de acasă. Cam o țigancă frumoasă, cam o țigancă frumoasă. Olelei! De frumoasă nu-i urâtă, de frumoasă nu-i urâtă, dar are rapă la burtă, tocmai une pielea ruptă. Olelei! Și-are un nume minunat, și-are un nume minunat, o cheamă Aritansat, o cheamă Aritansat. Olelei! Une-s paralele tale, une-s paralele tale, ca să iau în casă sare și la danciu de mâncare. Olelei! Tu paralelele bei, tu paralelele bei, și te arzi cu cine vrei, și te arzi cu cine vrei. Olelei! Tu n-ai grijă nici de mine, nici de casă, nici de urt, ce pus hai tâta pățul! Să ai pușca în spinare, bă, să mă duc la vânătoare, bă, și cu tutul la picior, hai ursoi ca să o omor. Băi, am găsit mântul bun!
Păi trunzulița mere coapte, păi ce-a trecut anul mai frate, păi tare ar Dumnezeu să dea, păi ce n-a fost pe aici așa, păi sănătate și bucate, păi pe masă să aveți de toate, păi sănătate și mulți bani, păi la anul și la mulți ani, păi la mulți ani la dumneata și la întreaga familia! Când mă făceam cu ceata urșilor, aveam o comandă la ursar și spuneam așa: asta-i ceata cetilor! Aha, bun. Toți sunt frumoși. Îi felicit pe toți. Dar știți că e vorba asta, acum a apărut mai nou, dar ăștia m-au dat pe spate. Da, ce vreau să vă spun. Ceata condusă de bunul nostru prieten și bun colaborator, Iulian Poto, care îl invit să vină alături de mine. Iulian a stat cam luna lui decembrie mai mult la servici. Înțelegeți? Ca astăzi să fie liber. Dumnealui face la tură, noi și la pensie, de unde? Poate la anul. Cu două zile în urmă îmi spune așa: domnul primar, cred că eu plec pe podii, stau, ascuz, m-am săturat de toate astea. Eu știu teatrul ăsta lui Iulian. Așa, băi, Iulian, zic, măcar anul ăsta vino. Și a venit așa cum îl vedeți dumneavoastră, a organizat. Nu numai faptul că au venit cu urși mulți, dar frumoși, buni, mari. Pei originale, la aceste pei mă pricep. Binișor, să zic eu așa. Băieții care sunt îmbrăcați ursarii și dobășorii care au respectat ceea ce le-am solicitat noi, conducerea administrației publice locale, să nu îndepărteze datele și obiceiurile și să facă diferența între un de acel care umblă cu masca pe oi și altul care bate toba. Lucru pe care s-a confirmat. Putem să îi felicităm pe ursari, pe toboșari, pe urși, dar alături de mine, în afară faptului că în partea stângă stă Iulian și Iulian merită multe, îl felicit și îi mulțumesc frumos, dar totodată îi mulțumesc frumos soției dumnealui pentru că a condus ceata perioada lunii lui decembrie, în care a mers la multe unități administrative teritoriale din Dofteana, care
Nu știu dacă Iulian și-a permis în timpul serviciului să o dirigeze prin telefon, dar doamna trăiește aceleași momente ca și el, că era o vorbă, știți, îmi cer scuze cu Iulian, și că băi, cu nebun, unde poți spune, așa face, trebuie să joci așa cum zice el. Iulian, am făcut o scurtă paranteză și te rog frumos să mergi. Da. În dreapta mea se află cel mai vechi urs, un urs de 81 de ani, Nea Mihai Șerban, care îl vedeți alături de mine, în fiecare an i-am promus că-i dau o șampanie. Vezi că șampania veche mi-am pus o ladă aici, în biroul primăriei, și te aștept și anul viitor la fel. Felicitări și îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că în fiecare an ai venit, ai o inimă mare, o inimă largă, o inimă în care dai curaj și celorlalți din jurul nostru. Îți mulțumesc foarte mult și uite, îți dau un colac, dar știi ce înseamnă colacul ăsta? Reprezentând Dofteana, este un colac rotund pentru continuitatea în viață. Știți că e o vorbă, și că dacă Dumnezeu ți-a dat putere, mergi înainte. Auziți că la horoscop eu spus că în seara asta e posibil să fac o hărnicie, o căsnicie. Oameni buni, mulțumesc încă o dată tuturor. Băieții de la Dofteana, ați fost tari, buni, frumoși și mulți. Felicitări! Știți ce spunea? Toți am făcut istorie. Ștefan cel Mare, cu mâna în sus, spunea așa despre Moldova, dar eu în calitatea mea de primar spun despre Dofteana. Pentru că Dofteana este singura localitate din județul Bacău care promovează datin și obiceiuri. Dar Dofteana nu este a mea și nici a dumneavoastră. Este, a fost și va fi a urmașilor noștri. La mulți ani, Dofteana! Mulțumesc, Ioan, mulțumim pentru... Vă rog, un premiu în bani din partea Unității Administrativ-Teritoriale și să dea Dumnezeu să fim sănătoși, să vă așteptăm și de alți ani la fel și vă mulțumesc tuturor de înțelegerea și înțelepciunea care ați dat dovadă. V-ați deplasat pe drum, nu au fost probleme ce era vreodată, dar acum vă anunț tot eu. Urmează ceata din satul Hăgheac și parcă îmi vine să tremur că poate e mai frumos decât tine, dar eu aștept din ce în ce mai frumos. Aș vrea să fac... să zic așa, începând de anul viitor, o jurizare, să o aduc din altă zonă, nu de aici, de la noi, să așez aici și să dea note. Dar mi-e teamă că nu poate să dea locul 2. O să dea numai locul 1 sau un trofeu sau un premiu de excelență. Asta voi hotărâ doar voi, când ne vom întâlni. Vă mulțumim! Mulțumim, domn primar, urăm și noi, dumneavoastră, cât și celor care ne privesc, un an nou fericit, cu bine și mai bine. Mulțumesc consilierului nostru, Cătălin, fratele lui Ionuț, care împreună cu familia care ne-a sprijinit foarte mult pentru momentele în care am participat, tuturor prietenilor mei care m-au înțeles și au fost lângă mine, și băieți, și la anul vom veni bucuroși, vă vom găsi. Rămâi gazdă sănătoasă, noi plecăm acum acasă, mulțumim de ce ne-ați dat, ne-am luat urșii și am plecat. La mulți ani! Vă mulțumim de ce ne-ați dat! Vă mulțumim de ce ne-ați dat!
Și de la munte, pe nu mă poate și genunchi.
Păi și-o întoară între sufleti. Pe una va fi la ispas. Păi când e la filii de gas. Pe una va fi la Crăciun. Păi când e la filii mai bun. Păi vă adus cei mai frumos. Bună dimineața, bucuroși, nebucuroși, bine v-am găsit sănătoși, că am venit cu această ursoaică mică care nu știe să joace de frică. Păi de frică va juca că-l vede pe Sfântul Nicolae în mâna mea. Vezi acesta pui de urs, vezi acesta pui de urs, din pădure l-am adus, din pădure l-am adus. Hei! Și l-am adus pe picioare, și l-am adus pe picioare, la Sfântă Măria Mare, la Sfântă Măria Mare. Hei, nu era chip de lăsat, nu era chip de lăsat, că-și mergea la fete în sat și la femei cu bărbat. Hei, sfada cu vecinele, sfada cu vecinele, le mâncai găinile, le mâncai găinile. Hei, sfada și cu gospodarii, sfada și cu gospodarii, le mâncai boi și cai, le mâncai boi și cai. Hei, m-a ajuns un dor de acasă, m-a ajuns un dor de acasă, cam o țigancă frumoasă, cam o țigancă frumoasă. Hei, de frumoasă nu-i urâtă, de frumoasă nu-i urâtă, dar are rapă la burtă, tocmai unde pielea ruptă. Hei, și-are un nume minunat, și-are un nume minunat, o cheamă Arif Tansat, o cheamă Arif Tansat. Hei, când puse piciorul-n prag, când puse piciorul-n prag, Arif Tansari din pat, Arif Tansari din pat. Hei, și strigă-i gura mare, și strigă-i gura mare, ardă-te-ar focul țigane, ardă-te-ar focul țigane. Hei, unde-s paralele tale, unde-s paralele tale, ca să iau în casă sare și la danciu de mâncare. Hei, tu paralelele bei, tu paralelele bei, și te arzi cu cine vrei, și te arzi cu cine vrei. Hei, tu n-ai grijă nici de mine, nici de casă, nici de urs, ți-ai pus haită talpa în sus. We'll be right back.
păi foaie verde și un grăunte, păi punte ursule genunche, păi și o joacă apăsat, păi cum se joacă pe hăgheac, păi și o joacă măruțel, păi ca oița după miel, păi foaie verde de cicoare, păi scoare ursule picioare, păi și te aruncă zurgaleu, păi la pământ și la cealău, păi să te vadă lumea bine, păi că tu mă asculti pe mine, păi să te vadă lumea zău, păi că ce drincă de cealău, păi că cealău-i pironit, păi pentru corpul tău gătit, păi foaie verde lilia, păi asta-i ceata din hăgheac, păi foaie verde de arim, păi ăștia surții lui Cosmin, păi nu vă supărați pe noi, păi că am fost mai bun ca voi, păi și la anul care vine, păi vă urăm numai de bine, păi un bimbuș și un coniac, păi ăștia surții din hăgheac, păi v-am adus cei mai frumos, păi le-am dat cade fără os, păi și le-am dat și cașcaval, păi am adus la festival. We'll be right back.
frumoasă. We'll be right back.
În busuioc verde pe masă, rămâi gazdă sănătoasă. Mulțumim de ce ne-ați dat. Haide la tur și să-mi plecă! Bine, ne înțelegeți, ați văzut? Ne înțelegem prin semne, dacă m-am făcut la urs, știu și eu niște semne. Da, credeam că ceata de la Hagiansk este mai slăbuță, dar nu e adevărat. Îmi spunea Cosmin Mihailă, și-l rog să vină alături de mine, un băiat tânăr care a fost în Anglia până pe data de 17, s-a întors acasă și numai în 10 zile a format această ceată de urși, doboșări, irozi. Uitați, fetele, echipamente frumoase, tobe bune și-au menținut ritmul, inclusiv ieri la Comănești au făcut față pentru că ceilalți au mai fost plecați și în alte zone, au venit, s-au unificat și au fost o forță de așa natură de a lua locul întâi. Vreau să te felicit, Cosmin, mulțumesc frumos, poftim un colac, un premiu în bani, te rog frumos să vii să mi-l dai, așa. Ei au fost în mai multe locuri, cum vă spuneam și dumneavoastră, la mai multe unități administrativ-teritoriale, inclusiv la Consiliul Județean, care am primit numai cuvinte de felicitări pentru ei, inclusiv ieri la Comănești, felul și modul cum ați coordonat și ați dirijat situația. Mulțumesc acestor copilași mici care ieri dimineață, cred că ați plecat la ora 9:30, era ceasul și a stat până seara târziu, la o oră târzie, poate sau nu poate au mâncat câte ceva, s-au băut o guriță de apă, dar în schimb s-au simțit bine că au bătut toba, s-au simțit bine că au jucat o piele de urs. Vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați participat în număr atât de mare astăzi, data de 31 decembrie 2022. Mai avem câteva ore până la cumpăna dintre ani și vom trece în anul 2023. Vă mulțumesc pentru înțelegerea de care ați dat dovadă în această zi și nu numai. Faptul că ce-ați permis cetelor de urs să treacă pe lângă dumneavoastră, faptul că le-ați acordat mare atenție, faptul că i-ați pozat, i-ați filmat, faptul că ați transmis și la alți prieteni în alte locuri și ați promovat localitatea noastră. Mă plec în fața dumneavoastră și vă spun mulțumesc frumos, la mulți ani, iar ne vedem în această noapte la cumpăna dintre ani. Felicitări și la mulți ani, Dofteana, la mulți ani tuturor! La mulți ani, copii!